Pentru că nu are un alt sediu, primăria din Plopșoru este nevoită să funcționeze în conacul familiei Tătărescu. Din lipsa spațiului, edilul local a transformat grajdurile conacului în birouri pentru funcționari, iar pentru el a păstrat biroul care i-a aparținut chiar lui Alexandru Tătărescu. Sediul a fost renovat în cursul anului trecut, înăuntru funcționarii publici au condiții optime pentru a-și desfășura activitatea. În clădirea anexă, care pe timpuri erau grajdurile boierului, am renovat-o și am construit birouri pentru compartimentul agricultură, pentru cadastru, chiar arhiva funcționează acolo și o magazie de combustibil. Acea situație este și la Drăguțești, însă în urmă cu 8 ani, primarul de atunci a cumpărat conacul de la moștenitorii familiei Tătărescu contra sumei de aproximativ 500 de milioane de lei. În urma renovărilor care au avut loc, edilul a încercat să păstreze o parte din arhitectura clădirii. Am privilegiu de a desfășura activitatea în casa familiei Tătărescu. A fost procurată în anul 2002-2003 cu suma de 500 de milioane de lei vechi. Ținând cont în locația respectivă și desfășoară deci activitatea primăria comunei Drăguțești, o parte s-a menținut, iar ținând cont de condițiile care trebuie îndeplinite, mă refer la caserie, birou, contabilitate și celelalte birouri, deci au fost făcute mici modificări. Pentru construirea unei primării noi în Plopșoru, primarul a primit ca donație o suprafață de teren de 1 hectar, dar pentru că nu are bani, nu poate începe construcția.